Wrocław, orașul declarat capitală europeană a culturii pentru acest an. 50 de copii talentați vor cânta în orașul polonez, capitala istorică a provinciei Silezia. Copiii de la Iași vor face parte dintr-un cor imens alcătuit din 3.000 de persoane, fiind singurii români care participă la acest concert. Chiar dacă nu au deocamdată repertorul concertului, cei peste 100 de copii înscriși la corul Angelii și Mini Angelii se întâlnesc săptămânal pentru repetiții. Cetera cu patru strune, cucule pasăre dragă și trecui de la băieț. Și de ce îți place ție așa de mult să cânti? Pentru că vreau să-mi exersez talentul. De când vii tu la corul Angel? Habar n-am. Un an, doi ani? Dar de când cânti? Nu de mult. Dar îți place așa de mult să cânti? Da. De ce? Chiar dacă mereu în casă. Poftim? Că mereu în casă. Când mereu în casă? Și mama ce zice? Ai voce? Nu știu. Nu? Dar dirijorul ce îți spune? Mie încă deocamdată n-a zis nimic. Mie îmi face plăcere să cânt. Îți face plăcere? Și cânti și la școală și acasă, peste tot? La școală, dar în ora de muzică. Înființat în 1991, corul de copii Angelii a funcționat sub egida TVR Iași și Radio Iași până în 2000. Activitatea corului a fost întreruptă până anul trecut, când foști membri, acum muzicieni, au reluat pregătirea. Continuăm ce am terminat. Practic s-a terminat în 2000 și noi am încercat să refacem acest cor pentru a readuce la viață ceea ce a fost odată. Sperăm din tot sufletul să reușim, facem tot posibilul, muncim, repetiții, încercăm să aducem oameni specializați și sperăm să dăm rezultatele de care ne dorim. Un concert deosebit cu un cor format din 3.000 de oameni. Din acest cor vom face și noi parte și suntem singurul cor din România, practic, care am ajuns să facem parte din acest cor. Și cu câți copii? Cred că o să ajungem cu 50 de copii. Evenimentul de la Wrocław va avea loc în luna iulie și va fi precedat de o tabără muzicală. Jurnalul continuă cu rubrica Meteo.